George Bacovia a fost un scriitor român format la școala simbolismului literar francez. Numele său real e George Andone Vasiliu. Bacovia își scrie volumele de versuri și proză în baza unei tehnici unice în literatura română, cu vădite influențe din marii lirici moderni francezi pe care îi admira. La început, văzut ca poet minor de critică literară, va cunoaște treptat o receptare favorabilă, mergând până la recunoașterea sa drept cel mai important poet simbolist român și unul dintre cei mai importanți poeți din poezia română modernă. Poetul s-a născut la 4 septembrie 1881 la Bacău, în casa comerciantului Dimitrie Vasiliu și a zoiței Vasiliu. În familie, îi se spunea Iorguț. A fost al 5-lea copil din cei 9 pe care i-a avut Dimitrie și zoița, un comerciant și o casnică. La doar 6 ani, Bacovia începe să învețe limba germană. Apoi, între 1889 și 1890, urmează clasa întâi la un pension din Bacău. În anul 1891, părinții îl înscriu la școala primară domnească numărul 1 din Bacău. 3 ani mai târziu, absolvă cursul primar în luna iunie. În același an, se înscrie la gimnaziul Ferdinand din Bacău. În toamna lui 1894, Bacovia rămâne închis o noapte întreagă din neatenția paracliserului în turnul bisericii Precista din orașul natal. Această întâmplare îi va inspira poezia Amurg Violet, scrisă în 1899. În 1898 își pune pe note câteva poezii, precum și altele de Mihai Eminescu și Ștefan Petică. Bacovia vedește mare talent la desen și se dovedește foarte bun executant la vioară și la alte instrumente din orchestra școlii pe care o și dirigează. Bacovia se evidențiază și la gimnastică, de altfel îi plăcea sportul, în special patinajul, înnotul și gimnastica. Lucra mult la bare, la paralele și la inele. Prietenii spuneau că avea o musculatură de atlet. În 1899, obține premiul întâi pe țară la concursul Tinerimii Române pentru desen artistic despre natură. Bacovia avea un talent deosebit și la portrete și caricaturi, din care a realizat de-a lungul vieții câteva sute pentru diverse gazete și reviste, dar și pentru propria sa plăcere. Bacovia nu a fost un elev bun la învățătură. În clasele mici a luat nota 8 la purtare, a fost corigent la limba română, geografie, istorie, matematică și științe fizico-chimice. Însă iubea mult porumbeii. În școala primară și în liceu a crescut și a îngrijit peste 200 de porumbei din mai multe rase și de toate culorile. Fiecăruia îi dăduse câte un nume. În 1899 îi apare în Literatorul din 30 martie poezia Și toate, scrisă cu un an înainte și semnată V. George. La vârsta de 17 ani, în 1900, din dorința de a ajunge ofițer, s-a înscris la școala militară din Iași. Nu a suportat regimul de cazarmă și după doar 2 săptămâni a evadat din internat îmbrăcat în uniforma de cadet, pe care și-o cumpărase singur. Este perioada în care compune poezia Plumb, pe care o va finisa totuși abia în 1902. În 1901 se înscrie în cursul superior al Liceului Ferdinand. Absolvă liceul din Bacău în 1903. Anii traumatici din liceu și atmosfera cam rece îi inspiră un alt poem celebru, Liceu. Scrie poezia Liceu ca răspuns la un chestionar adresat de minister absolvenților din acel an, în vederea reformei învățământului inițiată de Spiru Haret. Termină liceul la 22 de ani, după multe reexaminări, fără să-și dea bacalaureatul, obținând însă ca echivalent un certificat de absolvire a studiilor liceale, cu media anuală 6,43. Ca și liceul, nici studenția nu a fost ușoară. A fost exmatriculat de la Facultatea de Drept din București după 6 ani în care, din cauza nefrecventării cursurilor și a examenelor nepromovate, a reușit să încheie doar primii 3 ani. S-a înscris la Facultatea de Drept din Iași, pe care a terminat-o cu greu,
și fără să-și dea examenul de licență. I s-a eliberat cartea de avocat, dar nu a profesat niciodată. Într-una din ședințele Salonului Literar al lui Macedonski, Bacovia citește poezia Plumb, care produce o puternică impresie. În anul 1904, citește la cenaclul lui Macedonski și Nervii de toamnă, obținând același succes. În anul 1905, se stabilește în București împreună cu fratele său Eugen. Un an mai târziu, se întoarce la Bacău, stabilindu-se în locuința din strada Liceului. Scrie poezia lacustră. Pe perioada anilor de facultate, colaborează la mai multe reviste, scriind versuri și proză. După ce își ia licența în drept, se înscrie în baroul din Bacău. Plătește 10 ani cotizație, dar nu profesează. Colaborează la Românul Literar al lui Caion în 1912. A fost suplinitor la școala primară din Bacău și la Călugăra, suburbie a Bacăului. Bacovia colaborează și la Flacăra. A fost copist la prefectura din Bacău, iar din 1913 devine ajutor contabil la aceeași prefectură. Se îmbolnăvește însă și demisionează. În anul 1914, Bacovia se internează la sanatoriul doctorului Mărgăritescu din București. Publică în suplimentul literar al ziarului Seara și trimite la tipar volumul Plumb. Din acest volum face parte și poemul Decembre, reprezentativ în influența romantică pe care Bacovia a transpus-o în poeziile sale. Poemul Decembre apare pentru prima dată la 19 noiembrie 1906 în Românul Literar din București, fiind apoi inclus în volumul Plumb, care ajunge în librării în iulie 1916. Versurile din Decembre, dar și din alte poeme ale autorului, au inspirat mai mulți artiști și interpreții români de muzică ușoară, printre ei Nicu Alifantis, care a pus pe acorduri de chitară versurile poemelor Decembre și Rar, Ion Rață și Marian Nistor, inspirați de Pastel, Anda Călugăreanu, cu monosilab de toamnă, Grigore Chiriac, încântat de lacustră, sau trupa Guez, care a pus pe instrumente de muzică monologul tragic din poezia Plumb, în care poetul exprimă o stare sufletească de disperare și o lipsă a oricărei speranțe. De asemenea, versurile lui Bacovia sunt deseori recitate pe scenele spectacolelor românești de către actorii celebri. După perioada de recuperare de la sanatoriu, George Bacovia editează la Bacău, în 1915, revista Orizonturi Noi, în care publică poezii, proză și recenzii sub mai multe pseudonime. Strânge de asemenea în aceeași perioadă relațiile de prietenie cu Alexandru Macedonski. În tinerețe, Bacovia frecventa cafenelele, birturile, tavernele, mustăriile și cârciumile cu lăutari, unde îi plăcea să bea vin, niciodată bere. Era un boem, care nu prea dădea pe acasă. Bărbatul scund, cu o conformație plăpândă, avea ochii albaștri, iar ticul său era să-și ciupească mustața. Era un om timid, tăcut și retras și răspundea doar dacă era întrebat. În anul 1916, Bacovia devine copist la Direcția Învățământului Secundar și Superior din Ministerul Instrucțiunii. În timpul războiului, în octombrie, este trimis cu arhiva direcției sale în evacuare la Iași. În perioada 1917-1919, este funcționar în București. În următorii ani, lucrează la Ministerul Muncii, unde este avansat șef de birou clasa 1-a. Însă se îmbolnăvește de plămâni și demisionează. Părăsește capitala în 1922 și se întoarce la Bacău. Aici este numit suplinitor de desen și caligrafie la școala comercială de băieți, iar în 1925 devine primul director al revistei Ateneul Cultural. Un an mai târziu, tipărește pe cont propriu tot la Bacău volumul Scântei Galbene. Îi apare și volumul Bucății de noapte, editat de poeta Agata Grigorescu. În anul 1928, George Bacovia se căsătorește cu Agata Grigorescu și se stabilește la București, unde soția sa era profesoară.
În 1929, retipărește volumele Plumb și Scântei Galbene sub titlul Poezii la editura Ancora. Reapare sub conducerea sa revista Orizonturi Noi. În 1930, este numit referent la Direcția Educației Poporului. Îi apare volumul Cu voi. Din 1930 și până în 1933, locuiește la Bacău, fără serviciu. La Bacău, în 1931, îi se naște și unicul fiu, Gabriel. În 1933, revine cu familia în capitală, unde rămâne până la sfârșitul vieții. În 1934, îi se tipărește volumul antologic Poezii. 2 ani mai târziu, publică volumul Comedii în fond. După o pauză de câțiva ani, în 1944, apare volumul intitulat Opere, care reunește toate scrierile publicate anterior de George Bacovia. În 1945, Bacovia este numit bibliotecar la Ministerul Minelor și Petrolului. Un an mai târziu, este editat volumul Stanțe Burgheze, pentru care scriitorul va fi criticat de autoritățile comuniste. Este pus la index, dar la mijlocul anilor 50 este repus în circulație. Bacovia e sărbătorit ulterior de Ministerul Artelor, care îl și angajează. În 1956 îi se publică volumul Poezii. George Bacovia moare la 22 mai 1957 în locuința sa din București, cartierul Giurgiului. Bacovia scria în mijlocul naturii, schițând cu creionul pe caiete cu foi dictando câteva versuri pe care ulterior le relua și le reformula, uneori vreme de mai mulți ani, până ce poemul îi se părea desăvârșit. Scria greu și cel mai adesea era nemulțumit. În momentele sale de depresie, vroia să-și ardă manuscrisele. Transcrierea poemelor pe foi ministeriale, înainte de a fi trimise revistelor, o făcea cel mai adesea soția lui. Bacovia nu avea o conștiință artistică bine definită și considera arta ca o recreație după muncă. Într-un interviu, a mărturisit că nu are niciun crez poetic. Scrie precum vorbește cu cineva, pentru că îi place această îndeletnicire. Trăia izolat, neputând comunica prea mult cu oamenii și stătea de vorbă adesea cu el însuși, făcând muzică. Nu citea foarte mult și nu avea scriitori preferați. Comentariile criticilor literari la adresa poemelor sale îi se păreau de-a dreptul fanteziste. Verbele favorite ale lui Bacovia, conform frecvenței din poezii, erau plânge și ninge.